Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne-am regăsit. Afară a început să plouă, cred că, din clip în clip, așa că este numai bine pentru emisiunea noastră să rămâneți alături de noi în casă, chiar și afară. Am înțeles din mesajele pe care le-am primit pe telefon că stați, v-ați instalat deja televizoarele afară și stați să fiți alături de noi timp de 3 ore, poate, cine știe, o să și depășim. Iată, dragii mei, o zi frumoasă, pot să spun, nu numai în platou emisiunii noastre, dar și pentru cei care astăzi își sărbătoresc ziua de nume, cum ar fi floarea. Le urăm din suflet multă sănătate, fericire, bucurie și tot binele din lume și nu numai, toată mapa muzicală. Și pentru cei care și-au sărbătorit ziua de nume ieri, Sfântul Gheorghe, așa că puteți să intrați în legătură directă cu noi și să dați cele mai frumoase dedicații speciale pentru sufletele celor care ieri au știut să bea un pahar și să mănânce ceva bun. Iată, dragii mei, avem un număr destul de mare de invitați astăzi în platou emisiunii noastre, de-aia vă spuneam un pic mai devreme că emisiunea noastră din nou se va prelungi, așa că o să dau citire cu o prezentatoarei noastre, Andrada Dobrescu, să spună cine este prezent astăzi în platou nostru de emisie. Pentru început, i-am adunat pe toți. Pe parcurs, noi o să ne mai strecurăm în spatele camerelor și o să rămână cei care o să le dăm citire. Așa cum puteți vedea, dacă colegii mei poate să-mi ia și un cadru pe masă acolo, și noi astăzi, dragii mei, sărbătorim alături de dumneavoastră, pentru că avem și noi o mulțime de flori. Astăzi, de ziua lor, au venit să muncească, dar să vă dedice cântecele lor pentru dumneavoastră, cei de acasă, chiar dacă ei astăzi își sărbătoresc ziua onomastică de nume la noi în platou. Avem aici foarte multe bunătăți, pot spune. Paharele noastre, cănile noastre sunt pline cu... Să ne vină un pic cheful. Cu suc. Cu suc, da? Așa. Dulciuri avem destule, așa că o să-i dau citire cu o prezentatoare mele să spună cu cine avem de face astăzi în cele 3 ore de emisie. Ismail Sorin, Mirița Alexandra și Miriță Ioana, Monica Rădoi, ansamblul Crăișorul din Băicoi, profesor George Stătescu, Lavinia Bănică, Laurian Popa, Alin Băcescu, Vasile Vădan, Plavie Ilioara, Nicolae Dulgheru, Florin Tudorache, Gabriel Cernat, care ne-a adus acei iepurași din lemn, da? Florin Dumitru, formația Imperial din Câmpul Lung, solist vocal Laurențiu Bădulescu, solistă vocal Ioana Mormonea, la clapă Edi Butoi, chitară George Stroie, acordeon Tiberiu Mihai și saxofon Marian Heves. Așa că, dragii mei, după aceste spuse, puteți intra în legătură directă cu noi și să faceți cele mai frumoase dedicații populare. Am să iau și acest telefon, dragi colegi. Haideți să luăm, dacă tot m-ați întrerupt, și spunem alo, bună ziua! Alo, bună ziua, doamna Ani, ești ca o floare care este o scumpă, sunt doamna Cati. Mulțumesc din suflet, doamna Cati. Ani, multă sănătate lui domnul Florin Tudorache, multă sănătate la toți care aveți acolo, special lui Iona Fumatu, dumneavoastră, lui reprezent cu fata aceea care a vorbit acum, nu știu cum o cheamă, Andrada. Andrada, da. Și vreau să cânte domnul Florin Tudorache, cânte cu acela de nuntă care l-a cântat pentru băiatul dânsului. Doamna Ani, vă doresc un Paște fericit. Să vă dea Dumnezeu numai bine și fericire și sănătate și vă pup și vă iubesc. Mulțumesc din suflet, doamna Cate, așa că rămâneți alături de noi. Iată, dacă am luat și prim telefon din această emisiune, eu zic așa, ca să încep cu început, am să fac și eu câteva dedicații populare și trebuie să-i mulțumesc din suflet domnului Stelic Arcan pentru prezența formației Imperial din Câmpul Lung și am să-i fac următoare de dedicații populare. Pentru fetița dumnealui Florentina, pentru cumnatul Fănel, nepoata dumnealui Andreea Florina și nepoțelul Bogdan Florin. La mulți ani vă spun și eu, dragii mei, și nu numai, și dumneavoastră, cei de acasă care ne urmăriți, să vă fie anul plin de belșug, sănătate și bucurie și fie ca drumurile dumneavoastră să fie presărate numai cu flori și trandafiri, așa cum avem noi aici în platou emisiune. O să vedeți pe parcursul emisiunii, pentru că domnul Vădan de la Ploiești, da, a venit cu niște flori minunate, a venit să ofere câte o floare invitatelor, fetelor, pentru că chiar dacă nu avem, nu purtăm nume de floare, tot flori suntem și noi astăzi. Am adus și crenguțe de salce pentru că este intrarea domnului în Ierusalim și lalele din partea domnului secretar al Fundației Unde Te-ai Pitit, Dane,
un prieten bun de-al emisiunii dumneavoastră, Dan Preda, și cu domnul Vlad aducem lalelele, cele 53 de lalele speciale pentru doamne, da? Le aducem chiar acum. Da? Chiar acum. Chiar. Și cât să aduc lalelele, eu am să aduc și formația Imperial din Câmpul Lung. Au trebuit să facă câteva probe, să vedem cum ne auzim și acasă, că trebuie, că ei sunt niște profesioniști și mi-aș fi dorit din suflet, așa cum știu ei, să cânte și să facă atmosfera cea mai frumoasă acolo la evenimente, să facă și la noi în platou emisiunei. Așa cum vă spuneam, avem aici pe... Cine e șeful formației Imperial? Cred că eu. Tu? Păi să vedem, mă, că ești mai mare și ai un pic de burtă. Cred că este, da. Să rămâne. Mulțumim frumos de invitație. Vreau și să spun un călduros la mulți ani celor care poartă nume de floare, un nume deosebit, Florin, Florina, la mulți ani, să fiți sănătoși, tot ce vă doriți dumneavoastră. Vreau să mulțumesc și eu domnului Stelica Arcan. Așa. Și vreau să ne simțim bine astăzi, pentru că este o zi deosebită și cu fast așa și cu voioșie vreau să văd. O să vedeți, stimați telespectatori, toți invitații mei din această emisiune cântă extraordinar de frumos și au niște voci extraordinare. Din acest motiv, în această zi mare de sărbătoare, am vrut să vă fac o surpriză. Noastră știți cei de acasă, în fiecare duminică eu vă fac surprizele cele mai frumoase. Dar în duminica asta va fi cea mai frumoasă surpriză, pentru că este și o zi mare de sărbătoare în casele dumneavoastră. Spune-ți, și pentru că vrem să deschidem deosebit emisiunea noastră, în debut în această emisie, va fi Laurian, care are emoții, doamna Crăciun, da? Dar a zis, dar lângă dumneavoastră a spus că nu are. Vino lângă mine aici, că să vezi tu cum îți trec emoțiile. Are o piesă specială, unde și vom sta cu toții în acest platou, pentru că este deosebită și vreau să-l ascultăm și să fim și noi lângă el. Are emoții. Da, este vorba despre o melodie... Da? Aleluia se numește. Vorbim Aleluia, da. Aleluia se numește. Da? Și este specific, este specific cu bisericii. Și numai bine pentru sărbătorile pascale, este binevenită. Sigur că. Ai emoții? Păi zic așa, dacă emoții, fără emoții. Lăsa la ușă, te duc afară și te întorci înapoi, bine? Da. Îi dăm microfonul dacă atunci. Dacă este pregătit din emisie, eu zic, hai să-i dăm microfonul și să îți predăm ștafeta aici, să deschidem această emisiune, dragii mei, minunată, cu această melodie frumoasă, așa cum spuneam, faptul că și suntem aproape de sărbătorile pascale, e bine să o ascultăm cu mult drag. Muzica! Până una alta, până găsesc ei, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, suntem foarte mulți în această emisiune, așa că până găsesc colegii mei numele acestui tânăr frumos, ia zi, mai venit singur sau cu gagica? Ai gagica, spune drept aici. Cu părinții? De ce nu l-ați lăsat singur? Data viitoare lăsați singur, da? Suntem pregătiți, dragii mei? Mă așteptăm două minute, hai să mai, hai să vorbim cu formația Imperial, dacă tot avem aici microfonul. Dragii mei, de când sunteți voi, de când ați luat ființă, de fapt? Formația a luat ființă în anul 2012. Oh. Foarte tânăr și aproape. De... Să vede că sunteți tineri. Am niște oameni deosebiți lângă mine, dacă îmi permite și talentați. Să și talentați, nu mai spun, maxim de tot. O am pe colega noastră Ioana aici, o fată cu ambiție. Da? Cu putere de fier, așa. Să nu stau cu spatele spre cameră și să vreau să-i prezint și pe Tibi. Așa este, pe el cheamă Tiberiu, dar noi îi spunem alintat așa, Tibi. Un om deosebit, acordeonistul nostru. Saxofonistul nostru de la Făgăraș, Marian Hefes. Ce cauți tu de la Făgăraș la Câmpul Lung? Faci naveta sau ești căsătorit acolo? Nu, face naveta. Faci naveta? Da. De dragul formației ai venit, bravo. George de la bas. Și care ne și încântă cu muzică ușoară, cu foarte frumos. Lucruri. La clap avem pe Edișor, cel mai tânăr dintre noi. Edișor, câți ani ai, Edișor, ai? 19 ani. Tinerel și are viața toată deschisă, este... E foarte bine. Foarte bine. Ce să vă spun despre noi? Suntem ambițioși, vrem să facem treabă, multă de tot, multă treabă, mă scuzați, multă treabă. Încercăm și noi să ne adaptăm tuturor...
condițiilor și că și la evenimente sunt anumite, odată e bine, odată e rău și așa mai departe. Ei, așa, știți așa cum e meseria asta. Noi suntem 4-5 în trupă când mergem la evenimente, dar acolo poate să fie un număr de 3-4-500 de persoane, nu putem să le intrăm în grație tuturor. Doamne ajută să... Nu? Așa că și dacă câștigăm mai bine de jumătate, atunci suntem de-a lor. Foarte, foarte frumos. Ce să vă mai spun despre noi? O să mai vorbim și pe parcursul acestei emisiuni și despre activitățile voastre, cum vă poate găsi și nu numai pe voi, chiar și pe colegii mei din județ, că avem, așa cum vă spuneam, avem o floare care în fiecare an, în zilele de flori, domnul Florin Tudorache, un artist desăvârșit din județul nostru, Dâmbovița, cu o carieră destul de mare, cu niște ani mulți și grei în spatele dumnealui. Iată, ni s-a apropiat și în această duminică, dacă avem un microfon și pentru domnul Florin Tudorache ar fi domnul foarte Florin. Bine. Bună ziua, bine v-am găsit și eu la rândul meu zic la mulți ani tuturor florilor, la mulți ani celor care și-au sărbătorit ziua de Sfântul Gheorghe. Ce să vă spunem, să vă găsim Paștele să vă găsească cu sănătoși, cu lumină în suflet, lumină în casă și să fim mai buni. Mulțumim din suflet, domnul Florin, că vă sunteți alături și ați venit însoțit de un alt coleg al nostru de cântec, tot târgoviștean și dâmbovițean. Nu puteam să... Eu mă bucur domnul Nicolae Dulgheru. Pe aici l-am văzut pe domnul Vădăniță. Da, că tu vii din Prahova, da, și te-ai pripășit pe la noi, am înțeles. Și m-am bucurat foarte mult, cu toate că domnul Vădăniță prima dată nu prea a luat atenție la mine, dar dânsul ăla... Eu am venit cu... Erai probabil prea mic și nu te vedeai. Vedeți, doamna Crăciun, eu am venit cu 45 de oameni după mine, de asta era mai... E o glumă. E mai brunet așa, domnul Nicolae, și nu se vedea. Eu am cântat la Valea Călugărească de unde știu cu domnul Vădăniță, am cântat acum 2 ani de zile. Parcă mi-amintesc, da. Vreau să spun și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Florin. Vreau să-i spun și colegului meu Florin, pentru că eu am acceptat invitația, pentru că și la rândul meu când am făcut Sfântul Nicolae, el a fost alături de mine. Și vreau să le spun multă sănătate tuturor celor care se află aici în platou la noi. Restul ce să spun, telespectatorii să ne urmărească. Și să fie alături de noi. În dreapta doamnei Crăciun, îmi cer scuze, este doamna Flori, care... Alaltă ieri era în pat bolnavă, rău de tot. Și știți ce a făcut? Stați un pic, domnul Vădan. Când am întâlnit eu pe hol, dragii mei, avea un bastonaș în mână și am zis, aruncați din momentul ăsta bastonașul, că dumneavoastră puteți merge. Vedeți vreun baston? Nu, nu. Doamna directoare, doamna Flori, ați întinerit alături de mine? Vă simțiți mai bine? Da. Vă iau acasă. De câți ani de zile activați dumneavoastră această profesie minunată? Din 2004. Din 2004. Și nu vă lăsați de ea niciodată. Când îi vrei. Doar atunci. Lăsați? Cui lăsați moștenire ceea ce faceți dumneavoastră să ducă mai departe? Cred, după mine și după părerea mea, lui Angie. Angie e aproape de noi, uitați-o. Preia. Angie este tânără, a învățat ceva de la doamna Flori. Și aproape că mă urmează tot ce fac și învață copie, de la multe. Asta este un lucru bun. Și ajută când merg la copii. Cu ajutoare și la bătrâni și la cămine și la spectacole, nu lipsește de lângă mine. Parcă foarte frumos. Foarte frumos. Colegii mei, sunteți pregătiți cu această melodie? Prima piesă, Aleluia, da? Da. Bine. Dragul meu, te invităm aici, mai în față și haideți să ascultăm această piesă minunată. Așa cum spuneam, îi datorăm această melodie sărbătorilor pascale și e bine primită în casele dumneavoastră. Muzica. What would I do without your small mouth? Drown me and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all.
my end and my beginning, even when I'm losing, winning, 'cause I give you hope of me, and you give me hope of you. Tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my ringing blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I'm losing, winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. Mulțumesc. Bravo, Laurean. Despre Laurean Popa, stai aici. De ce fugi, mă? Te-ai făcut numai apă. O să mă auzim, pentru că el se va înscrie la... Te-ai înscris de așa? Da. La X Factor? Da. Așa că votați-l atunci când... Când o să poți să vorbești la microfonul ăsta, să știi. În mai pe 21 sunt preselecțiile și acolo o să mă vedeți. Noi o să te votăm cu toții, o să ne aducem aminte de tine cu drag, probabil că și telespectatorii care ne urmăriți la această oră. Iar a doua melodie abia va fi Aleluia, pentru că am greșit noi acolo. Acum ce să facem? Este emisiune în direct, ce să facem? Știți, la mine cu urele, cu bune, dar emisiunea este fresh. Așa că mergem mai departe cu nimeni altul decât cu formația Imperial din Câmpul Lung. Așa cum vă spuneau, ne cântă live. Dragii mei, dacă nu putem să vă luăm toate telefoanele, ia uitați, sună, deci în studio le aud aici. Credeți-mă, avem timpul presat, așa, de 3 ore. Și aș vrea ca toți invitații mei din această duminică să cânte. Vă rog frumos din suflet să mă iertați, am să ridic câteva receptoare, chiar acum, dacă există, îl ridic chiar acum telefonul, dar nu pot să vă iau telefoanele așa cum le făceam și alte dăți. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm! Alo. Da? Dau și o dedicație! Cu drag, vă ascult! Pentru băiatul meu, Dan Dinu, de Micropatul. Da! Da! Și pentru cumnată lui Gică Sârbu. Da? Următoarea melodie, vă rog frumos! Acum va fi cu formația Imperial. Mulțumim foarte mult, rămâneți alături de noi! Ce ne cântați, dragii mei? Ce vreți voi?
Nu la ăla, o să ne trebuiască un alt microfon să putem vorbi, așa. O să cântăm o piesă frumoasă, pentru că este ziua de flori, o să aducem aminte de Viorea, este o floare frumoasă. Ia. Este vorba și de pahar, că trebuie să închinăm. Păi trebuie, că noi le-am pregătit aici, acolo, avem, dar nu să stea acolo să... Pregătite. Păi, și cu mare drag vreau să... Și telespectatorii noștri să lansezi în fața televizorului, așa păi stai liniște că ei sunt și pe afară acum. Știu eu ce am acolo acasă. Vă pup, dragii mei, sunteți super. Muzica cu formația Imperial din Câmpul Lung. Foie de domnul Miorea, foie de domnul Miorea, când eram în vremea mea, șapte mândre mă iubeau, mă. Șapte mândre între sate și mine eu iubeam pe toate, și mine eu iubeam pe toate. Toană pahare, toană și bea, că vinul-i bun de bia mea. Toană pahare, toană și bea, s-a dus tinerețea mea, mă. Adă ulciorul, toană pahar, că vinul-i bun de drăgășaș. Toană pahare, toană și bea, s-a dus tinerețea mea. Mândrele dinainte, n-ai bani le mai ține minte. Și-aveam mândre între-i sate, și mine eu i-am pe toate, și mine eu i-am pe toate. Toană mare, toană și bea, că vinul-i bun din via mea. Toană mare, toană și bea, s-a dus tinerețea mea, mă. Toană pahar, că vinul-i bun de drăgășani. Toană pahare, toană și bea, s-a dus tinerețea mea. Te grăbești la bătrânețe. Timpul viață-i călător, omul viață-i muritor, omul viață-i muritor. Toană pahare, toană și bea, că vinul-i bun din via mea. Toană pahare, toană și bea, s-a dus tinerețea mea. Adă ulciorul, toană pahar, că vinul-i bun de drăgășani. Toană pahare, toană și bea, s-a dus tinerețea mea. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security.
Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Când vrei să pleci în concediu, alegerile sunt dificile. Vrei prețuri bune, cazare foarte bună și mâncare și mai bună. Grecia, Bulgaria, Turcia sau România. Greu de ales. Vino la noi să alegem cea mai bună ofertă. B24 Travel. Alege împreună cu tine. Vacanțe, city break-uri, croaziere și bilete de avion. Intră pe www.b24travel.ro. Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Citește acolo. Am revenit, stimați telespectatori, mare zarvă, mare gălăgie, dar continuăm, așa cum vă spuneam înainte de pauza de publicitate, cu formația Imperial. Ia zi, dragul meu, vreau să spui ceva, dacă vrei să spui, spune la microfonul vreau ăsta. Vreau să fac și niște dedicații frumoase pentru domnul Ionica Fumatu, care este aici și o mare onoare pentru mine. Îți mulțumesc mult. Cu mare drag. Și mai avem și noi pe un băiat atât de simpatic, care nu se vede, din păcate, la televizor acum. Ia, trageți-l mă pe colegul nostru, că este Florian. Colegul Florian. Pe Florian, aici, cameramanul nostru. Tot ce-ți dorești. Să-i spunem la mulți ani și că este alături de noi și în această duminică. Și să mai fie alături de noi totdeauna, mult timp de acum încolo. Și îți dedic următoarea melodie ție, domnul Ionica Fumatu, și la toți telespectatorii și la toată lumea prezent aici. Și vreau să o văd la joc cu mine aici. Hai, uite, eu am opincele în picioare. Hai! Eu sunt băiatul-o tata, băiatul-o tata, băiatul-o tata, și beau vinul cu gălea ta, și beau vinul cu gălea ta. N-ar să-l vezi pe bunicu, să-l vezi pe bunicu, tata nu tăticu, că bea vinul cu ibricu, că bea vinul cu ibricu. Mi-a și tata meu și eu, mi-a și bătrânelul meu, de la mic la mare o bea cu toată familia, mă.
mi-a și tata meu și eu, mi-a și bătrânelul meu, de la mine la mare obia, cu toată familia, de la Columna TV. Băiatul mama și beau vin cu damigeana, beau vinul cu damigeana. Na, s-o vezi pe bunica, s-o vezi pe bunica, mama lui mămica, că bea vinul cu orcica, dar și nu pățește nimica. Mi-a și tata meu și eu, mi-a și bătrânelul meu, de la mine la mare o bea, cu toată familia mă. Mi-a și tata meu și eu, mi-a și bătrânelul meu, de la mine la mare o bea, cu toată familia mă. Hai băieții! Soarele de dimineață m-a prins cu îndrumța-n brață și m-a prins la sărutată. Ai nu și nu și da, eu nu m-am săturată. Ai nu și da, și m-a prins la sărutată. Ai nu și nu și da, eu nu m-am săturată. Ai nu și da, mă! Să nu intre luna norii, măi, până mâine n-ai să mori, măi. Că vine bătița-l meu, ai nu și nu și da, și mi-a dat de Dumnezeu, ai nu și da. Că vine bătița-l meu, ai nu și nu și da, și mi-a dat de Dumnezeu, ai merge, tată, și și și. Și mi-a dat bine Dumnezeu, ai nu și da. E bine bănița meu, ai nu și nu și da. Și mi-a dat de Dumnezeu, ai nu și da. Bravo! Cum îl cheamă? Bravo, dragii mei! Bravo, Laurențiu! Bravo! O voce extraordinară, așa cum vă spuneam, stimați telespectatori. N-am să vă dezamăgesc, dar o duc alături de noi pe Monica, pentru că Monica a mai fost la noi. Cât e Monica de când ai fost? Dați-mi un microfon, vă rog frumos, Neonica. De ce stai cu microfonul în mână? Acum 2 ani. Vorbești, am fost, da? Acum 2 ani a fost. Acum 2 ani. Da. Ai mai crescut cu 2 ani de zile. Da. O voce superbă. Noi am cunoscut-o așa. Dacă vă mai aduceți aminte de ea, vine cam rar la noi, dar vine pregătită de fiecare dată și promite foarte mult. Așa că tu nu participi la vreun X-Factor? Încă nu. Încă nu. Nu te-ai hotărât, da? Nu m-am hotărât, da. Dar mai târziu. Dragii mei, eu zic așa, o ascultăm o melodie de data aceasta și mai târziu cu a doua melodie, da? Monica,
Haide, draga mea, mergi mai în față, o să am împrumutat microfonul de la formația Imperial, sunt niște oameni deosebit. Ne ajută, ne ajută. Mulțumim din suflet și muzica! Bravo, Monica! Foarte frumos! Noi mai avem aici o domnișoară de la formația Imperial și ea cântă, Laurențiu, nu? Da, dați-mi voie să vă prezint, dar de fapt am mai prezentat-o. Să uita așa de atent, da. Ca urmă, mă, pe ea. Avem o fată frumoasă, o fată frumoasă, de care ne mândrim. Amă, cu româncile sunt toate frumoase, toate sunt frumoase, 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 toate, nu fac niciun fel așa, de... Așa, să nu cumva să spui că noi suntem urâte. Și s-au auzit... Nu mai fata ta e frumoasă. Nu, Doamne ferește! Cu mare drag aș vrea să o auziți și să... participați acolo cu ea. Cu drag, mai târziu un pic te punem, stai mai aproape, nu mai stai acolo în capăt acolo, cu eu nu te văd deloc. Aici asta. Păi băgat de ochii aia. Cu mare drag aici stau, lângă, păi? Lângă colegii mei. Așa, mami, stai acolo. Monica, ia zi, mami, unde cânti? Unde te pot găsi telespectatorii noștri? Ai o voce superbă, draga mea. Mulțumesc. Când la spectacole, la concursuri. La evenimente te duci? Încă nu. Nu, n-ai început? Nu. Luați-o. Luați-o, vă face treabă. Da? Da. Mai vii la noi, da? Da, da, da. Oricum o să mai rămâi, pentru că tu mai ai o melodie să o dedicăm celor de acasă care ne urmăresc. Da. Mulțumesc din suflet, draga mulțumesc mea. Mulțumesc și eu. Și eu zic așa, mai avem până la finalul acestei emisiuni, eu zic, avem aici un sărbătorit și trebuie să-l invităm pe domnul Florin Tudorache.
să ne cânte. Cu tot dragul. Cu tot dragul. Ce ne cântați, domnul Florin? Ați venit cu ce ați venit pregătiți? Am foarte multe piese, dar o să cânt o piesă care m-a rugat doamna la începutul emisiunii pentru băiatul. Da. Ei, atunci eu zic așa, dacă să ne cânte domnul Florin Tudorache. Cu toată plăcerea. O melodie, deci dumneavoastră de câte ori a venit la noi într-o emisiune și ar fi dorit să vină cu alte melodii, cele care le-a și scris. Dar cei de acasă care îl cunosc foarte bine, așa cum vă spuneam, cu o carieră destul de mare în spatele dumnealui, își doresc melodiile care le-au intrat deja la sufletel. Da. Nu? Păi... Ai un telefon, am înțeles. Avem un telefon? N-avem. Avem telefon? Nu. Dar nici nu vreau să-l iau. Nici nu vreau, dragii mei, ca să-l iau, pentru că vreau ca să mă grăbesc să cânt. Așa este, că sunt mulți soliști. Și... Știu că ați început să lucrați la un album al dumneavoastră. Da. Când va fi gata? Când va fi gata o să vin să-l lansez. Dar nu ne divulgați data precisă, nu? Nu. Dar la columna o să-l lansez. Știți că eu mă bucur foarte mult atunci când fiecare artist sau solist și vor să vină să-și lanseze albumul la mine în platou. Apoi poate să ducă acolo unde își doresc dumnealui. Da. Domnul Nicolae Dulgăre, vreați să adăugați ceva? Că v-am văzut că ați venit aproape de noi. Vă rog frumos. Nu, a venit că a auzit că voi cânta. Eu vreau să spun că eu cu... Dacă nu ai microfon, noi nu te auzim. Eu cu Florin Tudorache avem o invitație specială pe 4 mai la o lansare de album al lui Mitriță Crețu, în care această invitație am primit-o, cum să spun, foarte frumos din partea lui, în care eu m-am gândit că la acea invitație să participe și Florin. Noi suntem amândoi invitați acolo. Foarte frumos. Vino mai artist, vă urmărim artist, cu drag. Bun, da. Vă urmărim și cu drag. Și noi suntem mai apropiați așa. Am înțeles. Nu pot să fiu apropiat tine când iese vorbe după. Așa ți-a ieșit. Nu am eu fire de păr. A ieșit domnul Florin. Ne cântă Florin Tudorache. Să fac ce n-ați văzut și nu s-a mai pomenit, măi. Când o să-l văd tinerel, mânca lor mama pe el, pupaia și ochii de pui, seamănă cu mama lui, măi. Când o să-l văd tinerel, mânca lor tata pe el, pupaia și ochii de pui, seamănă cu tatălui, măi. Pe măsură, măi. Când o să-l văd tinerel, mânca lor mama pe el, pupaia și ochii de pui, seamănă cu mama lui, măi. Când o să-l văd tinerel, mânca lor tata pe el, pupaia și ochii de pui, seamănă cu tatălui, măi. Să nu-i lipsească nimic, măi. Eu
și cu bărbatul meu, noi doi am muncit din greu, măi. Am muncit de ne-am spetit să nu-i lipsească nimic, măi. Eu și cu bărbatul meu, noi doi am muncit din greu, măi. Când o să-l văd cinerel, mâncă-l-ar mama pe el, cu baia și ochii de pui, seamănă cu mama lui, măi. Când o să-l văd cinerel, mâncă-l-ar tata pe el, cu baia și ochii de pui, seamănă cu tatălui, măi. Să fac nuntă la băiat, măi. Scoase-i butoiul din veci, să tot bei și să petreci, măi. Puse-i banii la ciorap, să fac nuntă la băiat, măi. Scoase-i butoiul din veci, să tot bei și să petreci, măi. Când o să-l văd cinerel, mâncă-l-ar mama pe el, cu baia și ochii de pui, seamănă cu mama lui, măi. Când o să-l văd cinerel, mâncă-l-ar tata pe el, cu baia și ochii de pui, seamănă cu tatălui, măi. Bravo! Să fie și pentru toți ginerii unde merg anul ăsta să le cânt la nuntă. Așa este. Domnul Florin, foarte frumos, o melodie frumoasă, un șlagăr frumos este de mult și îl cântăm, cred că toți, la acolo unde mergem la evenimente. E cerul. Luăm scurtă pauză de publicitate, de asta va fi de 10 minute și revenim în forță, că avem multe să vă oferim. Pauză! Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de piața 1 Mai. Acesta este al 5-lea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245-217-519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Centrul Medical și de Recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz, vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița, pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul Medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră.
Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibili în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730833507. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuțu, adu-ți mă stilou. Se poate, domnule, dar seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrânit cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Da. Acolo, tati. Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Credem că asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime este un semn de civilizație. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil,
acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Sărmâna. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă-te încă și asta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Îmi place ce fac. Acțiune, adrenalină și nu o să mă crede. Singura chestie care îmi trebuie e o simplă bujie. Până se prinde fraiera cea pățită, îi număr banii din portofel. Credem că dreptul la ocrotirea sănătății trebuie să fie garantat. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. Respect în trafic. Pentru viață. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuțu, aduci mă stilogul. Se poate, domnule, de seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrânit cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Da. Ce faci acolo, tati? Uite, repara aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Credem că asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime este un semn de civilizație.
Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. Am revenit, stimați telespectatori, am lângă mine de data aceasta, am eliberat platou, ne-am mai limpezit-o și am ansamblul Crăișorul, da? Din Băicoi, condus de domnul George Stătescu, care este aici alături de mine, în stânga mea. Domnul George, ați mai fost la mine. Cu ce nou ați venit în această duminică? Bună ziua! Vreau să urez tuturor colegilor mei și prietenilor mei cu această zi la mulți ani. Tuturor celor care ieri au sărbătorit ziua de Sfântul Gheorghe. Domnul Gheorghe, da. Da. Vreau să mulțumesc domnului primar Ciprian, care este într-adevăr un om deosebit, Ciprian Stătescu, domnul primar de la Băicoi. E rudă cu dumneavoastră? Mai pe departe. Ah. Da. Vă asigură și transportul, da? Da, transportul este un domn deosebit, primar care ne sprijină, care într-adevăr a fost lângă noi întotdeauna când am fost invitați la orice misiune sau spectacole. Foarte frumos. Deci am venit. Scuze-mă, George, să nu uităm și pe noul director al Casei de Cultură, Stoica Robert, nu? Da, da, da. La mulți ani și lui, dar nu e sărbătorit astăzi, dar orice zi înseamnă sărbătoare. Vreau să vă anunț că am venit cu ansamblul de la Crăișor, din Băicăi Crăișorul. Acum, mi se pare o lună, am fost la dumneavoastră. Cu dar nu ansamblu. La mine. La dumneavoastră? Nu. Da. Ați fost la altcineva, da. Probabil, la alte cu părere. Alt ansamblu și acum am ceva nou. Foarte frumos. Da. Păi eu zic așa. Hai să vă eliberăm aici spațiu, că știu da. Că știți să dansați. Piciorușele fetelor și a băieților sunt puse la punct așa cum trebuie, da, alături de dumneavoastră. Și eu zic, eu am să mă retrag și dumneavoastră vă predau ștafeta aici. Da. Platou vă aparține.
Bravo, stimați telespectatori, ați putut urmări ansamblul Crăișorul din Băicoi, condus de George Stătescu. Domnul George Stătescu, când a luat în ființă ansamblul dumneavoastră? În 2016, sub comanda domnului fost primar Spiridon Nicolae. Și înainte? La propunerea domnului Vasile Trandafir Bodan. Că dumneavoastră faceți acest lucru de ani de zile? Înainte ce anume? De dansuri. Ați spus că în 2016 a luat ființă. 2006. A, 2006, am înțeles 6, că 2016, nu, zic nu, ce nu, Dumnezeu, că știam că și înainte ați... 2006. Un număr de câți copii? Bănuiesc că nu 54. Aveți numai atâți, da? 54. Am și copii de chiar clasa dacă, 0, clasa chiar 3. Dacă aș dori să-mi aduceți pe toți, nu avem spațiu necesar, dar poate știu undeva la Verdeață în vara asta, că avem atâtea peisaje poate frumoase aici la noi. Poți să vin și cu două ansambluri. Cu drag, o să colaborăm și o să mai și vorbim pe parcursul acestor două ore de emisie care ne-a mai rămas. Mulțumim din suflet. Ei, dragii mei, eu zic așa, toată lumea să ne strângem din nou în platou și eu iau un telefon și spunem alo, bună ziua! Alo, bună ziua, doamna Ani! Bună ziua! Bună ziua invitațiilor dumneavoastră, bună ziua și la mulți ani domnului Florin Tudorache și doresc ca toată mapa muzicală să fie dedicată nepoatei mele, Florina de la Dobra, fetiței ei care pe 26, poi mâine face 4 luni, soțului ei Alexandru, mulțumesc să rămână, soțului ei Alexandru și părinților Marian și Mariana, multă sănătate, fericire și tot ce își doresc în viață și tuturor celor care poartă numele de Florin și Florina. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor, mi-au spus colegii că sună în tot timpul telefonul. Dragii mei, îmi cer mii de scuze, nu pot să vă iau toate telefoanele, iau și eu în limita posibilităților. Doresc ca toți invitații să vină aproape de mine și avem aici un membru, o tânără speranță, spunem noi, da? Astăzi o vedem de o șchioapă, mâine o vedem o domnișoară și un artist desăvârșit. Ea vine din Ploiești, da? Cu mămica ei, se numește Mirița Alexandra. Bine ai venit, draga mea! Bine m-am găsit. Cu ce ai venit pregătit la noi astăzi? Cu două cântece populare. Da? Care mi-au plăcut mult și le-am învățat cu mami. Sunt melodii cunoscute? Din repertoriul cui face parte melodiile tale, știi? Din repertoriul mamei. Da? Din repertoriul meu. Da? Sunt piese compuse de către soțul meu și versurile sunt culese de către mine, deci din primul meu album și de-aia am venit la dumneavoastră după mulți ani cu o dovadă că folclorul merge mai departe. Ea foarte este frumos pentru prima oară într-un platou de televiziune, iar aceste piese le-am învățat pur și simplu singurică. Deci în familie, acolo vă desfășurați activitatea. Da, tata Crece compune. Scuze, doamna Miriță este laureata Rapsodiei Române, deci este locul foarte de frumos țară și e creatoare de melodii, duce folclorul muntenesc mai departe. Foarte frumos. Și iată că îl transmite și la fetița dânsei. Mi-am dorit să vin la noastră în platou cu alte două piese din repertoriul meu și pentru că sunt în Târgoviște, pentru telespectatorii dumneavoastră minunați, cu o melodie frumoasă, pentru că vine luna mai, din repertoriul regretatei și îndrăgitei Ileana Sărăroiu, pe care unde este, mi-a plăcut unde foarte Târgoviștea, mult. Da? Bănuiesc, nu, unde e Târgoviștea, dar veni luna lui mai. Foarte frumos, foarte frumos, așa că, dragii mei, nu v-am dezamăgit și nici în această duminică dovadă. Vedeți prezentările pe care noi le avem. Colegii mei i-aș ruga să pregătească cele două melodii cu Miriță Alexandra, cu puiul ăsta de om. Și cât colegii mei vor pregăti cele două melodii, eu am să iau telefonul. Alo, bună ziua! Bună ziua! Mă ascult! Mă numesc Ducan Andrei Felix. Da. Sunt din comuna Ile Caragiale și aș vrea să o salut pe doamna profesoară de fizică. Nu mai rețin numele. Ilioara. Da, da, da. Doamna profesoară, mi este foarte dor de dumneavoastră, să știți. Da, vă mulțumesc, îți mulțumesc mult. Îți mulțumesc din suflet. Aș vrea să dau și o dedicație pentru toți oamenii care port numele de Flori. Da. Și mai ales pentru dumneavoastră, doamna Ani. Mulțumesc mult. Eu am mai vorbit cu dumneavoastră, aș vrea să ajung în emisiune. Am fost la foarte multe concursuri la Columna, da, și chiar mi-aș dori să vin și la dumneavoastră în emisiune.
După ce terminăm noi discuția, o să vă dea colegii mei numărul de telefon și mă sunați când doriți dumneavoastră, dar după Paște, pentru că duminica viitoare, dragii mei, v-am pregătit niște momente frumoase muzicale cu soliști la fel îndrăgiți. Așa că puteți să ne urmăriți și duminica viitoare, chiar dacă nu suntem în direct, suntem acolo pe micul ecran și vom intra în casele dumneavoastră. Hei, hai să-i dăm drumul la muzică cu Miriță Alexandra! Pusă în calea omului, măi, neicuță. E fântâna dorului, măi, neicuță. Pusă în calea omului, măi, neicuță.
Bravo, Alexandra! Bravo! Felicitări, draga mea! Data viitoare să vii cu alte melodii, da? Da. Așa o să te îndrăgească lumea, să nu repezi aceleși melodii, da? Da. Felicitări, draga mea, și cu siguranță o să auzim și peste câțiva anișori despre Alexandra. Acum stăm de vorbă cu mama Alexandrei, cu Ioana. Da. Ioana, două melodii ai venit pregătite astăzi. Așa cum spuneai mai devreme, face parte din... Două melodii din repertoriu personal, muzica Ionel Miriță, versurile culese din culegeri și la care am mai adăugat și eu, și unul din repertoriu Ilenei Sărăroiu. Te ascultăm cu drag. Mulțumim. Te ascultăm, dar după pauză, dragul meu. SECE Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de Piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245-217-519. Și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă: salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Hei, e timpul să ne gândim la concediu. Vrem relaxare, nisip fin, hoteluri de lux, specialități delicioase, distracție și, bineînțeles, mare. B24 Travel îți propune o destinație care, cu siguranță, îți va satisface toate cererile pentru ca vacanța ta să fie așa cum ai visat. Alege un sejur în Antalya la prețul de 580 de euro la hotel Rixos Downtown de 5 stele și beneficiezi de 7 nopți de cazare cu ultra all-inclusiv, transport avion, taxe de aeroport și transfer aeroport-hotel. Oferind vedere la mare și la munții Taurus, acest hotel de 5 stele este situat în mijlocul grădinilor cu vegetație exotică din parcul cultural Atatürk. Proprietatea pune la dispoziție 4 localuri de luat masa, o piscină în stil lagună și serviciu gratuit de transfer la plajă. Antalya, centrul coastei turcești a Mării Mediterane, este pentru cel care o vede prima dată o minunată surpriză. În timp ce călătorul deja îndrăgostit regăsește aici plaje liniștitoare, bulevarde umbrite de palmieri și peisaje bogate care îți taie respirația. Antalya este cel mai frumos oraș al Turciei, îndeajuns de incitant pentru a te face să-ți dorești să revii. SECE Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste, vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate.
Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Muzica.
ce se sfârșește, neică. Și mai spunem, neică, spune, de ce tot în asta lume arunca păt și un nume, arunca păt și un nume, neică. Bravo, Ioana! Foarte mulțumim. Frumos, să știi! Vă mulțumesc și urez și eu tuturor celor care astăzi sărbătoresc ziua numelui, la mulți ani, să fie sănătoși și să aibă o viață frumoasă. Vă te duci la evenimente? Merg alături de Miriță Band, o fac cu drag. Este, a rămas este Miriță Band? Formația pe care o conduce soțul meu și... N-ai ținută corespunzătoare, da? Nu este îmbrăcat astăzi. E dezbrăcat, stimați respectatori. Venim altă dată. Da. A rămas vă așteptăm cu live, cum, da. Așa cum au făcut și formația Imperial. A rămas o pasiune pentru că profesia mea e alta și mi-e drag să vin să-mi promovez această floricică da. Cu care am venit la dumneavoastră în emisiune și vă mulțumim. Foarte frumos, Ioana, eu mă bucur de... destul de mult pentru că te-am avut alături și te mai așteptăm și cu următoarea melodie un piculeț mai... cu mare drag. Mai târziu, mulțumesc. Da? Mulțumesc din suflet. Hei, dragii mei, mergem mai departe și avem aici un cercelat, un băiat așa cu frizură. Bă, frate, deci în general, stați să vă spun, ăștia, cum să spun eu, creatorii ăștia de arte. Arte. Da, arte. Nu? Arte, am zis bine, da? Toți au plete, toți au câte ceva, câte un făcut acolo, da? Majoritatea. Gabi, Gabi, merge microfonul ăsta. Dacă tu îl lași așa, dacă nu, bagă gurița aici și vorbește. Ce faci, Gabi? Bine. Gabi, stimați respectatori, ne-a adus aici, o să rog și colegii mei că avem și niște poze cu ceea ce face Găbițu. Găbițu ne-a adus aici, iepurașii ăștia frumoși și face bine platoului nostru de televiziune pentru că numai bine se apropie sărbătorile pascale. Și așa ca în orice casă a unui gospodar, să află acolo o roșie și câte un iepuraș să ne aducă noroc și speranță și dragoste, bineînțeles. Gabi, de unde această pasiune și când ai apucat de această pasiune? Am apucat acum 2 ani și jumătate în Spania. Ia auzi, acolo. Voiau spaniolii să le face lucrurile astea? Prea puțin, da? Da. Și cum ți-a venit? Cu ce construiești? Din lemn. Din lemn. Totul am înțeles că... cu drujba. Numai cu drujba? Numai cu drujba. Nu ai și un cuțit și o altă... Nu. Haideți, dacă poate să ne ajute cineva din coprezentatori sau din cofetarii mei care i-am aici ajutor nostru, nu vreau albunul, vreau iepurile. Vreau un iepure de ăla să iau acasă. Acum, fiți atenți aici. Sunt pereche, sunt pereche. Sunt pereche, deci asta bănuiesc că e mai mică, este iepuroaica. Iepuroaica și iepuroaica. Așa, și ei când fată? Nu știu, când o să vedem. La 3 luni, cred. Când s-o perechea. Da. Și altceva ce mai faci, Gabi, în afară de... Urși, canapele, bufnițe, totul. Hai, lasă-mă. Foarte frumos. La țepești, domnitori. Le vinzi? Da. Să bănuiesc că asta este o muncă ta, nu? Da. Și unde mergi cu ele să le... Uite, de exemplu, respectatorii mei ar vrea ca să numai pe internet îi poate găsi? Da. Poți să-ți dai adresa pe internet? Deci, cu... poți să mă găsească pe Cernat DG, în Facebook. Cernat? DG. DG, da? Gabi îl cheamă. Cernat, sau DG. Sau vânzări, sculpturi cu drujba. Ia auzi, Ploiești, da? Să scrie. Câmpina. Câmpina. Din Câmpina tu vii, da? Din Bănești, de la Bănești. Da, foarte frumos. Trahova. Acum nu te pot întreba cât ajunge un iepure de ăsta, că este confidențial, prețuri bineînțeles. Prețuri de România. Așa, prețuri de România.
Și dacă stai mai, dacă vine o fată mai tânără și face din ochi lui Gabi, o dă mai ieftină, dacă vine o femeie mai în vârstă de 65 de ani, îi dă mai scumpă sau zice că nu are de vânzare, nu? Nu. Nu. Deci pentru, am zis că pentru orice buzunar. Iepuri ei făcut, probabil că le faci numai în sărbătorile pascale. Nu? Că nu o să faci în timpul anului, nu? De Crăciun, de exemplu, ce ți-au cerut cumpărătorii? Moș Crăciun. Da? Brazi, faci? Brăduți. Brăduți, da? Foarte frumos. Brăduți, canapele, bănci. Foarte frumos. Deci totul rustic. Deci tu din asta iar arată mâinile. Hai să văd eu dacă muncești. Are, fraților, bătături aici în palme. Mulțumim din suflet, Gabi. Mulțumesc că te-am avut alături de noi și iată, dragii mei, tineri care vor să facă ceva și mă bucur din suflet că și tinerii noștri nu mai pleacă numai peste hotare să muncească acolo la ei. Să vină după hotare. O să vină și o să facă ce faci tu sau alte lucruri, pentru că noi românii suntem inteligenți, domnule. Foarte frumos, Gabi, să mulțumesc din suflet. La toți cu nume de floare. Ziua de azi. Poți să le urezi. Le-am urat. Le-ai urat, da? La mulțumitul. El n-are emoții, mă. Vedeți? Mă, la mic avea. Da. Mulțumesc din suflet, Gabi, și mergem mai departe cu formația Imperial. O avem aici, o tânără. Ce mănânci, Ioana? Ioana, ce mănânci? Zi la microfon. Avem microfoane. Ia, dă-ne meniul tău. Nu prea mănânc. De când sunt cu băieții în formație, muncim. Mai mâncăm așa. Ia, ascultați voi aici. Lăsați fata să mănânce. Păi voi nu vedeți că aveți câte un pic de burtă? Da, ce eu sărăcuța de mine am rămas. Păi nu că tu... A, bine. Da, e cu acordeon. Da. Ioana, de când ești în această... formație, draga mea, de când deci, a luat ființă? Cum a spus colegul meu, nu, eu am venit la un an după ce s-a înființat această trupă. Până atunci a cântat numai Laurențiu, numai tu, Laurențiu, erai. Laurențiu, vină, mami, e aproape de noi. Ai atât, niște ochi detalii. Atât de frumos și ești plin de un zâmbet și este păcat să stai în spatele camerelor. Să iau celălalt microfon. A, așa. Păi Ioana, eu m-am descris-o așa, ea nu prea mănâncă, ca au zis bine. Da, da, nu mănâncă. Asta nu știu dacă e bine sau e rău. Este rău. Așa, dacă spuneți dumneavoastră, da. Și eu zic la fel, dar... Nici și are o voce încântătoare, da. O să o auziți. E și frumoasă. Frumoasă, nu mai spun. Da, bă, poate pierdeți pe la evenimente pe unde vă duceți. Nu, este legătură pe viață. Laurențiu, dacă tot ai venit aici și răspuns de această formație, cum vă poate găsi cei care ne urmăresc să vă ia la un eveniment? Ne găsiți, avem pagina de Facebook, se cheamă Formația Imperial din Câmpul Mușel. Ne găsiți și la telefonul 074-707-2008. Da, și am poate, și trei copii. Poate te sună vreuna să-ți facă am de belea acum de zilele astea. Băiat, să trăiască, să trăiască, Laurențiu. Mai mult de atât ce să vă spun. Sunt fericit că i-am pe ei, i-am pe ei mei. E o viață frumoasă, da, de artist. Da. Ioana, da. Păi eu zic așa, ne cânti. Cu mare drag. Dă-mi un microfon și rămâi cu ăla de live. Ne cântă chiar acum Formația Imperială alături de Ioana. Și am și o plăcere să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților, dar și bunicului și unchiului meu la mulți ani să fiți sănătoși și tuturor invitaților de aici, în Paște fericit, hai să meargă Rețunela cu saxofonul. Cetișoară se lasă, luna parcă e de mătasă. Stelele pe cer se aprind, numai tu-mi ești ridică-n gândă. Noaptea cetișoară se lasă, luna parcă e de mătasă. Stelele pe cer se aprind, numai tu-mi ești ridică-n gândă. Dar mă gândesc numai la tine, ce mă-ndră brațe te-o ține. Oare ce vor pe îi spui, ce mi le-ai spus mie întâi? Sau poate ți-e drumul greu, eu tot te aștept negal meu. Să-mi spun cât de nu ți-am spus și din timp te-am ascuns. Luna parcă-i zâmbitoare, vrea din aici
Florile grouă din tine mă-ntreabă toate. Luna parcă-i zâmbitoare, grădina plină de floare. Florile grouă din tine mă-ntreabă toate. Dar mă gândesc numai la tine, ce mă-ntreabă te-o ține. Oare ce vorbe îi spui, ce mi le-ai spus mie întâi? Sau poate ți-e drumul meu, eu tot te aștept negal meu. Să-ți spun câte nu ți-am spus și nimic mă ne-am ascuns. Așa formația, da, da, da. Luna este la pus, mă. Am mai trecut încă o noapte, dragostea mea e tot departe. Stelele pe cer s-au dus, luna este la pus, mă. Am mai trecut încă o noapte, dragostea mea e tot departe. Mă gândesc numai la tine, ce mă îmbrăbrațe te-o ține. Oare ce vorbe îi spui, ce mi le-ai spus mie întâi? Sau poate ți-e drumul greu, eu tot te aștept negal meu. Să-ți spun câte nu ți-am spus și nimic mă ne-am ascuns. Dar mă gândesc numai la tine, ce mă îmbrăbrațe te-o ține. Oare ce vorbe îi spui, ce mi le-ai spus mie întâi? Sau poate ți-e drumul greu, eu tot te-am șemnegat meu. Să-ți spun câte nu ți-am spus și nimic mă ne-am ascuns. Hai să facem o horă frumoasă cu pentru toți cei care au fetițe, pentru toți de acasă și pentru toate domnișoarele și doamnele de aici. Hai să vedem cu veselie. Haide, haide. Așa, 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 merge, merge. Da, 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 da. Cine-i fericirea mea, la, 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 la
stată pentru ea. Atunci când o frește mare, îi fac nota cea mai tare. Să nu uite fata mea, da, că am fost stată pentru ea. Am cine fericirea mea, la, 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 la. Infinit salută ta, da, 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 da. Cine-i bucurie în casă, la, la, la. Infinita mea frumoasă, la, 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 la. Cine-i fericirea mea, la, 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 la. Infinit salută ta, da, 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 da. Cine-i bucurie în casă, la, la, la. Infinita mea frumoasă, hai cu hora mare. Ioana Mormone, la clapă Edi Butoi, chitară George Stroie, acordeon Tiberiu Mihai, saxofon Marian Heves. Băi, saxofonistule, nu degeaba te-a dus la Făgăraș, măi băiatule. Păi ești, ești al dracu de bun. Bravo, felicitări, felicitări, ce să spun. Hai să te pup. Și nu numai el, dar toți sunt, vreau să vă spun că în spatele vostru, nu știu dacă v-am mai spus sau sunt și răutăți, bineînțeles, din partea, să zicem, a colegilor, dar spuneți că aveți un taraf de 15-20 de inși. Foarte frumos, să știți, lucrat. Acompaniamentul de nota 10, soliștii, nu mai vorbesc, felicitări. Și mergem mai departe. Hai să mergem aici să spunem cât ne tragem un pic sufletul, să spunem ce, cu ce ai venit azi la noi, ia? Cu un banc, ne spui cu un mașină. Banc. Cu mașina. Da. Și ce faci? Acum stau, mă uit la televizor, da? Fac să uite la mine. Așa, și? Și am pregătit câteva poante frumoase pentru dumneavoastră. Zine una acum și una alta. Haideți mai târziu. Nu, acum intră un tip într-un bar, așează pe scaun, cum îl vede barman. O, să rămână șeful, ce doriți? Păi, prepară și mie un puișor de crevedia, dar să fie de crevedia. Gata, șeful, să vede, se duce repede. Băi, bucătare, bă, ne trebuie neapărat, bă, un puișor de crevedie. Nu avem mai așa ceva, dar avem un delicios de ăla de Giurgiu. Hai că ăsta oricum nu știe. O jumătate de oră, pac, nu, vâng, la cuptor îl duce. Clientul. Crăcănează degetul la... Pe care? Pe care l-ai arătat? Domnule, tu mă păcălești pe mine. Ăsta nu e delicios. Ăsta este deliciosul de Giurgiu, tată. Nu, tu da, du-mi repede un puișor de crevedie. O, mă scuza, șeful, din la bucătar. Bă, ăsta și-a dat seama, mă, foarte, ce facem? Lasă-mă că-i dăm unul de la de-a lui Porumboiu, de la Vazului. Cu siguranță, știi că ăla e ok, nu o să-și dea seama. Ba, cu jumătate oră, repede, vine cu puiul. Doamne, tu mi-ai dat de la lui Porumboiu, nu mergi. Băi, șeful, mă scuzați, haideți că mă duc repede. Băi, bucătare, și-a dat seama ce facem. Ia-mă cu alea repede, bani, du-te repede la Mega Image, cumpără un puișor de crevedia și îl facem. Se duce repede, la Dedeman, ia puișor de crevedia. Ah, ce mai reclamă mi-ai făcut? Bagă repede degetul. Domnule, vezi, ai găsit în sfârșit puișor de crevedia. La toată scena asista un bețiv. Să ridică, șeful, șefule, eu sunt copil orfan, tată. Nu știu de unde sunt. Spune și mie de unde sunt. Foarte frumos, foarte frumos. Când pleci de aici să treci pe la caserie să ne plătești amenda pentru reclama pe care ai făcut-o magazinelor? Da?
Și la... Unde-i, frate, dulgherul ăsta, Neculai Dulgher? Unde, frate, ce-a făcut? S-a culcat? Te-ai odihnit? Te odihnești? Că întrebai tu cu degetul, dacă mă chemai, îți arătam eu. Păi ai văzut tu de acolo? Da. Ai văzut tu? Da. Ce faci, Nicule? Ce să fac? Uite, mă bucur că sunt... Dormeai? Te-a apucat somnul la noi? Să nu spui că te-a apucat somnul. Nu, mă gândeam la tine, tu știi că eu te iubesc foarte mult. Eu aș fi vrut să fac cu tine în Caraibe, toți bărbații mă iubesc și tot singură sunt. Da, da, ai promis că fugim amândoi. Păi și cu doamna Nina ce facem? Hai, lasă că nu vede acum, nu merge columna. Nu, mă, melodia aia, aș fugi cu tine în lume. Nu merge columna, nu funcționează, pardon, columna. Nu merge la tine acolo? Da, nu cred. Funcționează. Vă pup, doamna Nina. Așa, domnul Nicolae, dacă mai aduc 10 cântărețe pe toate, le iubește și fuge cu ele. Da, ce vreți să fac? Să fac pauză, spuneți voi, de 2 minute? Hai să facem o pauză de 2 minute și ne cântă imediat Nicolae Dulgheru. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. SC Hipericii Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste, vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericii Farm! Constar Industrie oferă servicii profesionale în domeniul construcții civile, industriale și agricole, instalații termice și sanitare, lucrări apă și canal, lucrări hidrotehnice, hidroizolații și termoizolații. Calitatea serviciilor este confirmată prin certificatele ISO obținute. Constar Industrie este autorizată ISCIR pentru instalare, reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare la centrale sau cazane cu puteri mai mici sau egale cu 400 kW. Constar Industrie asigură intervenții rapide pe raza județelor Dâmbovița, Prahova, Argeș, Vâlcea, Teleorman, Giurgiu, București, Ilfov. Înființată în anul 2007, Constar Industrie oferă servicii complete în domeniul construcțiilor și instalațiilor la cele mai înalte standarde de calitate pentru cei mai exigenți beneficiari. My Gym Fitness și Spa, cea mai modernă sală de fitness din municipiul Târgoviște, este opțiunea ideală pentru toate persoanele dornice să facă mișcare sau să se relaxeze făcând sport. Condițiile de cea mai înaltă calitate, alături de aparatura de ultimă generație, sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să alegeți My Gym Valahia. De asemenea, toate activitățile vor avea suportul unor antrenori specializați. Ne găsiți la etajul 1 al hotelului Valahia de pe Bulevardul Libertății numărul 7 sau la telefon 0766-430-639. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate.
Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, e bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion! Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lumea televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibili în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 833 507. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuțu, adu-ți mă stilou. Se poate, doamne, dar seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrânit cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami, plasma ca a noastră. Ce faci acolo, tati? Uite, repara aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Da, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Credem că asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime este un semn de civilizație. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurt și drepturile tale se transformă în faptele noastre. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor.
Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Ah, sărmâna. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă-te încă și asta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. De-ar ști cucul să vorbească, cine nu l-ar fi întrebat, care îmbătrânește primul, îl bogat sau îl sărat. Dar nici bogații, nici săracii nu trăiesc de două ori, nu se duc în rai cu sacii, nici cu carul tras de boi. Dar lume dă-i la inimă ce cerem, astăzi ești, mâine nu ești. Nu-i păcat să-ți treacă viața cu nimic să nu te alegi. Copilărie, prin iarbă umblam de scurt. Am plecat copil de acasă, ca să ajung unde nu-l smulți. Săracă copilărie, prin iarbă umblam de scurt. Am plecat copil de acasă, ca să ajung unde nu-l smulți. Dar nici bogații, nici săracii nu trăiesc de două ori, nu se duc în rai cu sacii, nici cu carul tras de boi. Dar lume dă-i la inimă ce cerem, astăzi ești, mâine nu ești. Nu-i păcat să-ți treacă viața cu nimic să nu te alegi. N-a fost toată
viața, domn, la rândul meu fost am slugă. Te-am avut, de n-am avut, tot m-o iubit, tot mândră. N-am fost toată viața, domn, la rândul meu fost am slugă. Te-am avut, de n-am avut, tot m-o iubit, tot o mândră. Dar nici bogații, nici săracii nu trăiesc de două ori. Nu se duc în rai cu sacii, nici cu carul tras de boi. Dar lume dă-i la inimă ce cerem, astăzi ești, mâine nu ești. Nu-i păcat să-ți treacă viața cu nimic să nu te alegi. Ascultă-o, mule, bine, bate fierul cât e cald. Când e vremea de trăit, trăiește că nu-i păcat. Ascultă-o, mule, bine, bate fierul cât e cald. Când e vremea de trăit, trăiește că nu-i păcat. Dar nici bogații, nici săracii nu trăiesc de două ori. Nu se duc în rai cu sacii, nici cu carul tras de boi. Dar lume dă-i la inimă ce cerem, astăzi ești, mâine nu ești. Nu-i păcat să-ți treacă viața cu nimic să nu te alegi. Grea-i viața prin străini, ca floarea prin mărăcini. Oricât ți-ar face de bine, străinul străi rămâne. Prin străini pâinea sărată, cu lacrima amestecată. Oricât ți-ar face de bine, străinul străi rămâne. Când ai părinți în viață, ai putere, ai o speranță. Când ai soră și ai frate, nu mai teamă nici de moarte. Cât ar fi de rea o mamă, necazul ți-l ia în seamă. De ceartă te ocărește, dar în suflet te iubește. Tot la fel și tatăl meu mă ajută când mi-e greu. Mă ceartă, mă ocărește, dar în suflet mă iubește. Când ai părinți în viață, ai putere, ai o speranță.
când ai soră și ai frate, nu mai teamă nici de moarte. Cuida străin să fie, numai sufletul mi-l știe. Cum îl doare și la pasă, dorul de sat și de casă. De va trăi și neamul lui, că la străin milă nu-i. Nici milă, nici mângâiere, nici cu bani dacă le-i cere. Când ai părinții în viață, ai putere, ai o speranță. Când ai soră și ai frate, nu mai teamă nici de moarte. Când ai părinții în viață, ai putere, ai o speranță. Ai frate, nu mai teamă nici de moarte. Bravo! Vreau să-i spun un domnul Vădan, dar nu știu, domnul Vădan, am făcut prahova de râs? Niciodată. Nici nu voi face vreodată prahova. Și tu ți-ai cântat Wolf acum, că tu ești singur. Da, nu vorbim de prahova, vorbim de Muntenia. Nu? Da, Muntenia, da, exact. Dâmbovița facem parte. El a uitat că ne-a furat fata de aici, din Muntenia. Da. Fă exact. Câteva dedicații, Nicule. Vreau să-i spun și eu, colegii mei de la liceu, că eu sunt profesor, vreau să-i spun multă sănătate pentru că este ziua ei de, o cheamă Florina, și bineînțeles surorii mele. Florentina, la mulți ani și tuturor doamnelor, domnișoarelor, soțiilor, mamelor, la mulți ani și să ne iubiți artiștii. Și amantele domnului Nicu. Prima ești tu. Mulțumim foarte mult, Nicu, că ai fost alături de noi și în această duminică și vreau să invit alături de mine pe domnul Marius Constantin. Domnul Marius Constantin se ocupă de activități umanitare. Am zis bine? Da. Mai precis, dezvoltați dumneavoastră. La asociație, pe lângă activitățile pe care le desfășurăm, desfășurăm și activități de consultanță a victimelor accidentelor rutiere. De ce? Pentru că foarte multe persoane, cetățeni români, sunt implicați în accidente rutiere în ultimii 3 ani. Mai precis, după statistici, cam în jur de 120.000 de persoane, dintre care, din păcate, doar 1% au reușit să-și primească toate drepturile din lipsa informației. Și dumneavoastră ajutați acele persoane să... Exact. Da? Toate, pe această cale aș transmite tuturor românilor care vă urmăresc prin emisiunea dumneavoastră să poată să contacteze asociația și noi cu cea mai mare plăcere îi consiliem, atât că sunt în țară sau în străinătate. Este nou membru al fundației noastre și dacă e posibil prin mail-ul care îl dă Dan, cine vrea să-l contacteze, cu mare plăcere. Da, da. Cei interesați ne pot contacta pe mail-ul romaniafrumoasaazi@gmail.com, pe dan.preda27@gmail.com și pe fundația Buna Vestire 1997@gmail.com. Foarte frumos. Deci faceți niște lucruri minunate. Iată, nici eu n-am știut de aceste lucruri, dar bănuiesc. Doamna Crăciun, vreau să vă spun că am avut un spectacol umanitar de 5 ore la Mănești, la Comuna Mănești, Oameni pentru oameni, pentru acele victime de care ați auzit și dumneavoastră, care au murit în acel accident, 5 da. Morți și 27 de răniți. Foarte frumos. Din zona Mănești, Cocorăș, Colț. Toți banii care s-au strâns. S-au fost donați, da, donații în ziua respectivă. Organizăm și activități în toată țara, intitulate cu tematica ceea ce trebuie să facem atunci când suntem implicați într-un accident rutier, atât că suntem victime sau vinovați, pentru că din lipsă de cunoaștere nu știm ce trebuie să facem. Așa și este. Avem de pierdut. E bine de știu, dragii mei. Mulțumim din suflet, domnul Marius Constantin, pentru prezența dumneavoastră și pentru că ne-ați învățat ceea ce nu știam. Eu vă spun, confirm că nu am știut despre încă o dată vreau să dau datele de contact, care sunt romaniafrumoasaazi@gmail.com, dan.preda27@gmail.com
și Fundația Buna Vestire 1997, @gmail.com. Vom onora absolut toate mail-urile și vom contacta pe cei care sunt interesați. Vă mulțumim! Mulțumim din suflet și noi și vreau să vin alături de noi domnul Ismail Sorin. Când spun Ismail, eu urmăresc un film foarte frumos și un polițai foarte frumos. Sunteți polițai, nu? Nu. Nu. De unde numele ăsta de Ismail? Străbunicii lui taică-miu. Deci nu români. Nu, nu. Nu au fost români, nu? Nu. Cu ce ați venit pregătit astăzi la noi? Am venit cu două melodii, din care prima este La plopu pe rămâne. Da. Și a doua este Mamă, nu ți-am luat povața. Foarte frumos, de, pentru toate mămicile care ne urmăresc în această duminică. Colegii mei, aș ruga să grăbim un pic aceste lucruri. Dar după pauză, îmi spun colegii mei, da, că o să ne cântați cele două melodii cu care ați venit pregătit astăzi să vă intrați în casele dâmbovițenilor și târgoviștenilor noștri. Pauză și vom reveni! B24 Travel vă trimite în Grecia la Hotel Costas 3 stele în stațiunea Olympic Beach la prețul de 90 de euro de persoană pentru sejur de 7 nopți. În preț este inclus transportul dus întors cu autocarul cu plecare din Ploiești și București. Olympic Beach reprezintă perla stațiunilor de pe litoralul Greciei de Nord, situată la 75 de kilometri sud de Salonic și este dominată de legendarul Munte Olimp. De-a lungul plajei se află numeroase restaurante și taverne tradiționale cu preparate gustoase, la prețuri accesibile. Hotelul Costas se află în centrul stațiunii, la o distanță de 150 de metri față de plajă. Nu pierdeți oferta Last Minute din 20 mai 2016 la prețul special de 90 de euro. Mai multe detalii găsiți pe internet la b24travel.ro și la numărul de telefon 0344 807 007. B24 Travel. Oferte de nerefuzat. Sece Hibrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moto-unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hibrid. Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733-372-284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Când vrei să pleci în concediu, alegerile sunt dificile. Vrei prețuri bune, cazare foarte bună și mâncare și mai bună. Grecia, Bulgaria, Turcia sau România. Greu de ales. Vino la noi să alegem cea mai bună ofertă. B24 Travel. Alege împreună cu tine. Vacanțe, city break-uri, croaziere și bilete de avion. Intră pe www.b24travel.ro.
Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004.
inimi pe gheață. Eu n-am cui să-i povestesc, cu cine să mă întâlnesc. Of, 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 mi-e dor de satul meu drag, să stau toată ziua-n prag. Of, 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 aștept vremea ca să vină, să ies cu mama în grădină. Vrei viața privind străin, ca floarea plină de spini, și pe unde eu mă duc, străini sunt un pui de cu. Of, 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 știu, mamă, cât e de greu să porți grija mea mereu. Of, 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 zi de zi prin țări străine și cu gândul tot la tine. Să vină, să fim iarăși împreună, oameni din sat să întâlnesc, trei zile să povestesc. Of, 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 am crezut din auzit, și eu știu ce-am suferit. Of, 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 nu mai știu de fericire, să-mi dea cineva iubire. Bate vântul frunza verde, dorul nimeni nu mi-l vede, e ascuns în lumini, iese seara pe furis. Of, 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 vine seara la fereastră, mamă de dragostea noastră. Of, 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 ceas de ceas cu noi vorbește, la greu nu ne părăsește. Domnul Ismail, un gând bun de polițienilor noștri? Un călduros la mulți ani sărbătoriților de astăzi și celor de ieri și un Paște fericit. Mulțumim din suflet și mulțumim. Monica, unde e Monica? Hai să ne buricim cu Monica un pic. Unde e Monica aici? Monica, să ne cânți, mami, dacă avem și microfonul de live de la formația. Da? Da. A, așa, am înțeles. Monica, ne mai cânți o melodie, noi... Înainte de asta, vreau să urez tuturor sărbătoriților la mulți ani, să fie sănătos, să aibă parte de tot ce-și doresc. Păi atunci să-i dăm drumul la muzică. To all the people all around the world, ooh la 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 la. Ooh la la la, I love you, baby. Ooh la 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 la, love me tonight. I
love me tonight, it's alright. Cause only you, baby, you know you make it right. My blood pressure rising, hey, yo, I'm getting hype. I don't know why, I know you think I'm obsessive. The type of guy that could be over possessive. Giving all that I can give, best wishes on how we live. Just us two, is it really true? Love me tonight until the skies turn blue. Tonight is the night, so tell me what you want. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos, Monica! Iar acum o să îi dăm voie domnului Florin Tutorache să facă câteva dedicații. Dedic toată mapa muzicală celor care poartă numele de Plori și celor care și-au sărbătorit ziua de Sfântul Gheorghe, în special pentru soția mea, a fost ziua dânsii ieri, pentru fetița mea care este ziua ei astăzi și pentru toți cei care poartă numele de Plori. Să fie sănătoși, distracție plăcută și să aveți un Paște fericit. Și la mulți ani vă spunem și dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot. Ce ne cântați astăzi? O să cânt acum un cântec pentru cei care au băieți, să le trăiască, și după aceea următor pentru cei care au fete, să le trăiască. Așadar, haideți să-l ascultăm pe domnul Florin Tudorache.
părinții cât trăiesc mai, pentru tine ei muncesc mai. Oricare din noi copile, ne dăm viața pentru tine. Că părinții cât trăiesc mai, pentru tine ei muncesc mai. Oricare din noi copile, ne dăm viața pentru tine. În casă, am să o învăț numai de bine, ca să fie om pe lume. Ține-mă, Doamne-n putere, să-i fac rost fetiței mele, să-i fac rost fetiței mele. Ce părinți ai mai avut, nu știu de ce te-au făcut. N-ai avut un căpătâi sau un sol pe pat să-l pui, măi. Ai venit aici la mine doar cu ce ai avut pe tine, doar cu ce ai avut pe tine. Până-n ceasul de-am să mor, măi. Voi muri mâine, poi mâine, și-am să plec cu al meu nume, și-am să plec cu al meu nume. Să crești mare, fata mea, să te văd la casa ta, mă. Și dacă o vrea Dumnezeu, să mai fim în jurul tău, să te ajutăm la greu, mă. Pentru toate fetele, domnul Florin, o urare, ați făcut-o? Am făcut-o și mai am o completare de făcut, special, cel puțin în ultimul cântec, special pentru Florentina Roxana și pentru părinții ei, pentru nepoata mea, pentru Georgiana, Coca, Cornelia, care a fost ziua... Și toată lumea care ne privește. Și pentru toată lumea care ne privește și care sărbătoresc ziua de astăzi și pe cea de ieri. Domnul Florin, și eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi și în această emisiune de ziua dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Eu vă doresc din sufletul meu multă sănătate, fericire și ani mulți
la atât fel, dumneavoastră, la fel și cât dumneavoastră și pentru cariera dumneavoastră artistică. Și dumneavoastră și la toți telespectatorii. Doamne ajută! Trebuie să spun telespectatorilor că această emisiune va fi până la ora 17. Rămâneți alături de noi. Afară nu plouă. E frumos! La noi e distracție cu formația Imperial din Câmpul Lung. Ne cântă chiar acum. Chiar acum ne cântă formația aceasta talentată care a venit să ne încânte. Și cred că nu va fi cu siguranță ultima dată, Laurențiu, nu? Toți artiștii mei din această duminică au fost unul pe măsura celuilalt. Sigur, doamna Crăciun, nu va fi ultima dată, garantat, vă promitem, cu mare drag, dacă mai ne invitați. Cum să nu, cu mare drag, și am foarte multe surprize pentru că mai sunt soliști de cântat, așa că rămâneți alături de noi. Formația Imperial din Câmpul Lung, chiar acum ne cântă două melodii live. Avem și noi o piesă frumoasă. Un hit al anului 2015 care se prelungește și 2016 și 2017. O melodie frumoasă care a prins și care prinde și acum pentru toată lumea, cu dedicație specială. Să-i dăm drumul. Dar până la mândra la ispo. Vă dobă și
nu știu că mi-e suflet în pustie. Unde ai plecat, nu știu că mi-e suflet în pustie. Dar și mă ador, și mă dodor până mândra de la noi. Și mă ador, și mă comod până mândra la izcor. Dar și mă ador, și mă dodor până mândra de la noi. Și mă ador, și mă cobor până la mândra la istor. Pauză și revenim de două minute. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245-217-519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. NJ Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733-372-284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754-051-552. Office Container, producător din anul 2004. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibil în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730833507. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, ei bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion.
Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuțu, adu-ți mă stilou. Se poate, domnule, de seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrânit cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Ce faci acolo, tati? Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Credem că asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime este un semn de civilizație. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întrețineri. Ah, să rămână. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă astea încă, și asta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Îmi place ce fac. Acțiune, adrenalină și nu o să mă crede. Singura chestie care îmi trebuie e o simplă bujie. Până se prinde fraiera cea pățită, îi număr banii din portofel. Credem că dreptul la ocrotirea sănătății trebuie să fie garantat. Credem în drepturile tale.
redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. Respect în trafic. Pentru viață. De la domnul Dan Preda pentru scumpa dumnealui soție, pentru Roxana să trăiască și pentru toți telespectatorii, pentru cea mai minunată moderatoare, pentru doamna Crăciun, pentru toți invitații cu dedicație specială. Ardeona și Trinoșanu. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, prin erou, o vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, unde că m-așa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, măi Florine, măi Florine, unde că m-așa pe tine. Haideți cu mine! Și dumneavoastră de acasă! Haide! Mărioară, mărioară, ia-o tale și mi-o spală. O să pun de tămâioară, să un sucin sunt de zeară. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu te-ar mai răbda pământul. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu te-ar mai răbda pământul. Încă o dată cu mine! Hai formația! Acum ești Marie dragă, a lui cu mustață neagră. Îl mai mare vânătoare, m-a prins noaptea la izvor. Nu mi-e ciudă că m-a prinse Florinele, Florinele, n-ar ține ușii de chise. Păi nu-mi e ciună că mă prinse Florinele, Florinele, n-ar ține ușile chise. Și pentru cameramanul nostru să trăiască la mulți ani. Ardeona! Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, prin de rău, vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Florinele, Florinele, unde că m-așa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, unde că m-așa pe tine. La 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 la
bravo! Dom'le, dar nici nu se putea să ieșim din această emisiune fără să nu cântăm Constantine. Frate, la evenimente, spune drept, Laurențiu, de câte ori ți-l cere? De aproximativ de fiecare dată. Dacă se poate să cântăm la mulți mai Constantine. Sau de fiecare dată la un eveniment de două ori, de trei ori, dar nu există, este un hit. Așa este. Melodia asta a luat naștere acum 30 de ani, din câte știu eu, dar are viață și acum și o să aibă viață și peste 10 ani. Da, dar n-a avut viață. N-a avut până a scos-o cineva la lumină. Exact, ați văzut? Bravo! Bravo! Fără număr, așa să fie. Acum... dacă îmi permite să o invit pe colega mea, Ioana, sau... Dacă voi vreți să plecați, nu? M-am cam vrea un pic. Ne face plăcere să stăm cu dumneavoastră, sunteți deosebiți. Sunteți o gazdă minunată. Mulțumesc. Sunteți niște oameni deosebiți. O să mai revenim, vă promitem, cu mare drag o să venim aici. Pentru că dumneavoastră ne suflețiți. Avem aici oameni de oameni. Așa oameni este, cu, da. Cu... Mi-am adunat super aici care să mă ajute și să facem o emisiune frumoasă. Atunci, Ioana... Mai avem și ultima melodie din cadrul formației Imperial, după care vom continua și cu restul artiștilor. Vor să plece, sunt de la Câmpul Lung, au eveniment de seară, că dă, e sărbătoare. Mergem și noi, domnul Vasile Bădan, da. Ne cântă chiar acum Ioana, alături de formația Imperial din Câmpul Lung. Muzica! Și am și o sârbă pentru toate doamnele de acasă și pentru toți telespectatorii, pentru toți invitații de aici. Și-am zis verde stălcioară, da mărie și mărioară, da mărie și mărioară, da ia o mare de mă omoară. Și-am zis verde stălcioară, mărie și mărioară, mărie și mărioară, dar ia un păr de mamă mare. Doar o să fie de tot, dar să nu mă omori de tot. Doar o să fie de tot, dar să nu mă omori de tot. Mărioară, dar ia un par de mamă moară.
să verde sălcioara. Oare e și marioara? Da, oare e și marioara? Ia un păr de mă omoară. Dar o să fie de vreo, dar să nu mă omori de tot. Mulțumim frumos! Bravo! Foarte frumos! Așa cum vă spuneam, formația Imperial din Câmpul Lung trebuie să plece, că are un eveniment. Eu vă mulțumesc, dragii mei, din suflet. Laurențiu, vino alături de noi și vă doresc ca lumina sărbătorilor pascale să vă aducă numai bucurii, sinceritate, căldură sufletească, spor la muncă, și vă mă aștept și cu o altă ocazie, cu mare drag, să fiți alături de noi. Nimic nu e întâmplător, doamna Crăciun, pentru că noi îi considerăm ca asociații noștri, asociați la fundația noastră, da? Și să colaborăm. Mare, pentru că Dâmbovița, Argeș, Dumnealor mai fac și acte caritabile pentru persoane cu probleme. Deci este frumos ține, să mergem. Vom ține legătura. Nu trebuie noi artiștii să mergem numai după bani. Trebuie să mai facem și lucruri frumoase. Nu să pune probleme. Foarte frumos, dragii mei. Felicitări și din partea noastră. Mulțumesc din suflet. Mulțumim, sănătate multă, vă doresc și numai bine. Doamne ajută! Și mergem mai departe cu ansamblu. Deci trebuie să facem aici, da, liniște în studio, că avem ansamblu Crăișorul Băicoi. Băicoi, domnule, condus de domnul George aici. Și Stătescu. Și Stătescu. Să fie și Stătescu, dacă spuneți dumneavoastră. Și eu zic așa. Între timp, colegii mei o să pregătească următorul dans. Fetele astea dansează de nota 10, de nu se poate. Și continuăm după dans cu muzică și voie bună, pentru că v-am spus, de-aia am și prelungit această emisiune. Avem soliști care nici n-au intrat măcar să vă încânte și să vă dorească melodiile pe care ei au venit pregătiți la noi în emisiune. Muzica! Vrem să dansăm de data asta. Doar noi singuri. Așa, mami, acum ai înțeles. Thank you.
Bravo! Un ansamblu extraordinar, dar îi datorăm domnului profesor Georgică și cum am mai zis? Stătescu. Stătescu să fie. Vă gândiți la domnul primar? Nu, păi nu, eu am vrut dumneavoastră să spuneți. Partea e la alta a doua, știți? Numele de familie. Ne gândim la domnul primar de la Băicoi. Domnul Ciprian Stătescu. Îl așteptăm și pe domnul primar într-o duminică. Parcă a mai venit odată la noi, nu? Nu dumnealui? Nu, a fost domnul primar de la Măgureș. Ah, vedeți că țin eu minte, nu mi-am pierdut memoria. Și așteptăm aici un băiat tânăr și frumos și talentat. Și de unde vine el? Să rămână, vin din Domșan, județul Prahova. Și-l cheamă Alinuț. Da. Și Băncescu. Și a venit să ne cânte două melodii frumoase. Da. Alături de... Este câștigător la Rapsodia Românească la locul întâi pe țară. Cu mulți ani în urmă era așa micuț, dar uitați-vă ce a crescut. Păi da, și... a avut apă la rădăcină. Asta este. Valoarea e valoarea. Deci niciodată domnul Vasile Vădan nu m-a dezamăgit și nici de data aceasta. Mai vorbim cu Alin, dar după scurtă pauză de publicitate. Vacanță la Nisipurile de Aur. Nisipurile de Aur este una dintre cele mai mari și mai cunoscute stațiuni de pe litoralul bulgăresc. Numele îi vine de la culoarea aurie a nisipului, foarte fin, potențat frumos de albastrul cerului și al mării. Este o stațiune veselă și primitoare, un loc unde te poți odihni, dar și distra foarte ușor. Cu 760 de euro beneficiezi de 5 nopți de cazare cu ultra all-inclusiv la hotel în casino Astera de 4 stele pentru tine și partenerul tău. La doar 50 de metri de plaja din stațiunea Nisipurile de Aur, Astera Hotel & Spa oferă acces gratuit la piscinele sale interioare și în aer liber, precum și la centrul de fitness. În Nisipurile de Aur veți putea găsi și numeroase distracții. Când vine seara, încep petrecerile. Pentru iubitorii jocurilor de noroc există cazinouri, iar pentru pasionații de dans există cluburi pe plajă sau în apropierea acesteia. Plajă, mare, soare, cel mai fin nisip. Toate acestea pentru tine și partenerul tău la prețul de 760 de euro. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245-217-519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Siguranța ta contează! Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța! Star System Security. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Hai să ne petrecem vacanța în Tenerife sau în micul paradis, așa cum mai este denumită această superbă insulă. Cu doar 754 de euro beneficiezi de 7 nopți de cazare la hotel Bahia Flamingo 3 stele, demi-pensiune, transport, avion, taxa, aeroport. Insula are rețeta pentru o vacanță perfectă, relaxantă sau activă, pe plaje, în parcul național dominat de un vulcan vedetă în filmele de la Hollywood sau în micile orașe cu atracții istorice.
Amplasat pe promenada de la malul mării din Playa de la Arena, hotelul Bahia Flamingo are o piscină în aer liber și un restaurant. Situat la doar 350 de metri de plajă, oferă acces ușor la cafenelele, barurile și magazinele din stațiune. Tenerife te răsfață cu ape calde pentru sporturi acvatice și croaziere, shopping, distracție și fieste, cu cea mai bună gastronomie și cocktailuri exotice. Rezervă-ți vacanța în Tenerife cu doar 754 de euro. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Se certau două fetițe, la 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 la. O bogată și o săracă se certau ziua întreagă, la 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 la. Cea bogată așa zicea, leana mea, bogata așa zicea, leana mea. Și-a bogata așa zicea, pe mine Gheorghe mă ia, la 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 la. Când dă tata patru boi și-o turmă mare de coi, la 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 la. Săraca așa zicea, leana mea, cea săraca așa zicea, leana mea. Cea săraca așa zicea, pe mine Gheorghe mă ia, la 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 la. Nu dă tata ochii mei pe cei patru boi ai tăi, la 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 la. Trece Gheorghe pe cărare, leana mea, trece Gheorghe pe cărare, leana mea. Și nu se uită la vale, la 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 la. Nici la mine, nici la tine, nici la om, nici la suspine, la 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 la. Prins bine. Thank you.
Stimați spectatori, Alin Bănciu. Alin, eu știu că tu ai participat undeva. Ce ai făcut acolo, dragul meu? Păi, pe unde am participat, pot să spun că m-am ai venit, te-ai întors, ai luat toate premiile. Da? Îmi pare rău că eu în duminica asta nu pot să-ți ofer, dar cu altă ocazie, cu siguranță. O să vă selectez și eu într-o bună zi. O să vină vremea asta. Vreau să urez și eu mamei mele la mulți ani astăzi și domnului. La mulți ani. La mulți ani vă spunem și noi, doamnă, să vă trăiască băiatul. Aveți un copil extraordinar. Da? Și dansatorilor. Alinuț, eu îți mulțumesc din suflet, dragul meu, că și tu te-ai alăturat astăzi de noi, ai fost aproape de noi și că ai stat atâtea ore în picioare, dar mi-a făcut o mare plăcere. Ai o voce superbă, niște oi frumoși și un bărbat. Să nu uităm și, doamna directoare. Să nu uităm. Doamna directoare, până la urmă, a ținut ritmul cu noi. Una peste alta a zis că eu i-am scos toate boalele din oase. Așa. Și mergem mai departe cu domnul Vasile Vădan. L-așteptăm. Mi-a făcut-o. Acum trebuie să spun și eu câteva cuvinte. Am trei primari care ne-au ajutat pentru a veni aici și pentru că ei colaborează cu noi. Toți primarii din județul Prahova, dar în special trei. De la Suran, de la Bălțești, de la Măgurele. Deci nu le dau numele pentru că primarul este unul în localitate și pentru este. Familia mea care stă acasă și s-ar putea să ne urmărească dacă oricum sunt în fața televizorului cu prelungirea aceasta. Aceasta, da. Și la toți sărbătoriții, la mulți ani, sănătate și fratelui meu care va fi de Constantin, dar să vedeți ce surpriză am pentru el. Da. Atunci ascultăm pe Vasile Vădan muzica. La joc, eu mâine la munte plec. Trec apa pe un bolovan, patru stâni la munte am. Hai tu mândră, hai la joc, eu mâine la munte plec. Trec apa pe un bolovan, patru stâni la munte am. Ia hai, hai, dorule, hai, hai cu mine sus la plai și cu mine să rămâi, mândra mea cu ochi căprui. Hai, 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 dorule, hai, hai cu mine sus la plai și cu mine să rămâi, mândra mea cu ochi căprui. Muzica.
zice de a să crești mândră dacă mă iubești. Să ții mândră legământul ca soarele cu pământul. Păturice de a să ești mândră dacă mă iubești. Să ții mândră legământul ca soarele cu pământul. Ia hai, hai, dorule, hai, hai cu mine sus la plai și cu mine să rămâi mândra mea cu oi căprui. Ia hai, hai, dorule, hai, hai cu mine sus la plai și cu mine să rămâi mândra mea cu oi căprui. Rare de n-ar fi să zic cine o fi lăsat iubit. Și muntele plin de dor, cu dorul sui, cu el cobor. Firare de n-ar fi să zic cine o fi lăsat iubit. Și muntele plin de dor, cu dorul sui, cu el cobor. Ia hai, hai, dorule, hai, hai cu mine sus la plai și cu mine să rămâi mândra mea cu oi căprui. Ia hai, hai, dorule, hai, hai cu mine sus la plai și cu mine să rămâi mândra mea cu oi căprui. E, și acum să vedem pentru fratele meu, chiar dacă s-a mai cântat, dar un stil modern cu Constantine, Constantine. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit mai bine. Udă-i că m-așa pe tine, plin de robai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, plânge inimioara mine. Udă-i că m-așa pe tine, plin de robai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, plânge inimioara mine. A cui ești Mărie dragă, a lui cu cămașa neagră, el mai mare vânător, m-a prins noaptea la izvor. Nu-mi e frică că mă prinse Constantine, Constantine, dar mi-e ciudă că mă închise. El mai mare vânător, m-a prins noaptea la izvor. Nu-mi e frică că mă prinse Constantine, Constantine, dar mi-e ciudă că mă închise. Mărioară, mărioară, ia cămașa și mi-o spală. Cu rouă din cinci izvoare, cu parfum de tămâioare. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Cu rouă din cinci izvoare, cu parfum de tămâioare. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Mărie privighetoare, ce cânti noaptea pe răcoare. O să vii, te-ar și te-ar bate pernioara de-astă noapte. Când te așteptam pe afară, mărioară, mărioară, cânte cel de primăvară.
O sânditear și te-ar bate pernioara. De-astă noapte când te așteptam pe afară, mărioară, mărioară, cânte cel de primăvară. La mulți ani, o piesă ultimă, la mulți ani, pentru cea mai bună producătoare de emisiuni de la columna, am voie să zic, da. Pentru că o astfel de emisiune nu o găsești de multe ori la televiziuni, care se dau așa. Și ce ne cântați acum? La mulți ani, o piesă în prima audiție pentru tot ce înseamnă român adevărat. Așa, haideți, muzica atunci! S-a născut în primăvară, sunt ca ghiocei de frumoși. Pentru ei să ridicăm paharul și să fim cu toții sănătoși. Vara cine s-a născut pe lume, stelele și luna i-au vegheat. Pentru ei să ridicăm paharul, la mulți ani, mulți ani cu adevărat. Azi e ziua ta cea mare, bucurați-vă cu toții în astă seară. Dragoste, belșug în toate să trăiți, la mulți ani cu sănătate. Cine s-a născut în lume toamna, sufletul bogat îl va avea. Pentru ei să ridicăm paharul și să-i înconjoare dragostea. Iarna cine s-a născut pe lume, să le fie în suflet cald mereu. Pentru ei să ridicăm paharul, la mulți ani, mulți ani vă zic și eu. Azi e ziua ta cea mare, bucurați-vă cu toții în astă seară. Dragoste, belșug în toate să trăiți, la mulți ani cu sănătate. Seară, dragoste, belșug în toate să trăiți, la mulți ani cu sănătate. Azi e ziua ta cea mare, cu prietenii în viață-i sărbătoare. Și la anul care vine să cântăm, la mulți ani și numai bine. Lai, 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 lai. Lai 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 la lai 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 la lai 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 la lai lai lai. La mulți ani pentru toți sărbătoriții și vine alături de noi Laurelian. Uf, Laurelian. Laurelian. Ah, ce frizură ți-ai făcut. Ce ți s-a turtit de aici de căldură. Așa cum o spuneam la începutul emisiunii, ne-a rămas dator cu o melodie, Aleluia. Și nu puteam să o ratăm, să închidem această emisiune fără să nu facem această melodie, pentru că, așa cum spuneam, este lumina
sărbătorilor pascale și e bine să o primim așa cum se vorbim. Ne cântă chiar acum. Imediat. There was a secret chord that David played and pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The Baphomet composed an hallelujah. Dragul meu, o voce superbă. Așa cum vă spuneam, haideți să-l votăm atunci când va ajunge la X-Factor. Mulțumesc. Ești și frumos și talentat, ai tot ce trebuie. Eu am mai ascultat această melodie la Lorela. E o fetiță care are problemele ei de sănătate. Probabil că ați auzit cu ea aceeași voce frumoasă, ca și a ta. Mulțumesc din suflet și vrei să adaugi ceva? Aș dori să le urez la mulți ani tuturor sărbătoriților, în special doamnei directoare. Să ne trăiască ani mulți și fericiți. E aici. E aici, e aici. Și vă mulțumesc pentru tot. Și eu vă mulțumesc din suflet. Și părinților tăi că te-au... Sunt aici aproape, are mămică așa de tânără. Aici. Și mergem cu o domnișoară foarte frumoasă, dar bună și ziua. Talentată. Mulțumesc. Bună ziua. M-ați invitat. Ce faci, iubita mea? Bine. Obosită, că te-am ținut atâtea ore în picioare, nu? Da, nicio problemă. Lavinia, da? Da, da. Lavinia. Ai venit pregătită cu o melodie da, din repertoriul tău? Pentru sau pentru părinți. Pentru părinți. Pentru toate mămicile din lume, dar și pentru a mea să fie. Ne cântă chiar acum Lavinia. Mulțumesc.
familia și-am fost și noi mai lângă o mamă și un tată care acum cu dor ne așteaptă. Frunzuliță de trifoi, copila și-am fost și noi mai lângă o mamă și un tată care acum cu dor ne așteaptă. Am fost pe lângă ei, măi, n-aveam griji nici de voi, măi. Ne fereau de rău în lume și ne învățau doar de bine. Cât am fost pe lângă ei, măi, n-aveam griji nici de voi, măi. Ne fereau de rău în lume și ne învățau doar de bine. Sărut mâna mamă, sărut mâna tată, ne purtați mereu, dragoste curată. Sărut mâna mamă, sărut mâna tată, n-o să vă lăsăm singur niciodată. Sărut mâna, mamă, sărut mâna, tată,
mereu, dragoste curată. Sărut mâna, mamă, sărut mâna, tată. N-o să vă lăsăm singur niciodată. Bravo! Bravo. Foarte frumos! O piesă frumos, Lavinia Bănică, da. Foarte frumos! Mulțumesc! Te regăsești în această melodie? Da. Mi-am dat seama după cum cântai cu mari emoții. Iată, dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. O să închidem emisiunea tot la fel cu... Avem o melodie cu un solist care este alături de noi. Livioara, te rog să fie alături de noi. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența voastră în această emisiune și formației Imperial din Câmpul Lung. Ei sunt deja duși, dar trebuie să mulțumesc și domnului Stelic Arcan pentru prezența formației Imperial care a fost alături de noi. Toată mapa muzicală în această duminică a fost dăruită din platou emisiunii de la toți soliștii pentru dumneavoastră cei sărbătoriți. Dacă vreți să revedeți această emisiune, o puteți vedea în această seară la ora 22 și marți la ora 13. Duminica viitoare v-am pregătit daruri muzicale în casele dumneavoastră. Vom lua o vacanță micuță de o duminică. Voi, dragii mei, ați făcut această emisiune minunată și nu eu. Voi ați venit cu cele mai frumoase daruri muzicale pentru telespectatorii noștri de acasă. Și închidem această emisie cu... Ilioara. Cu Ilioara, o cântăreață de la life, noi. Life. Succes! Merge? Merge, Ilioara, cântă înainte, că merge. Muzica. Fetele lui tata. De înainte de fetiței mele, Florentina, care astăzi sărbătorește, tuturor telespectatorilor, spectatorilor, colegilor, elevilor mei și la mulți ani celor care au numele de Gheorghe. Ieri a fost ziua fratelui meu, surorii mele, o verișoară, soțului, le urez la mulți ani. Am făcut la viața mea și bune și rele. Trăiesc cu ceva cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea. Și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea. Și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Și hop! Am muncit de când mă știu, am muncit într-una. Mi-a plăcut cinstit să fiu și am urât minciuna. Nu muncesc pentru avere, ci pentru fetele mele. Să aibă totul de-a gata, fetele lui tata. Nu muncesc pentru avere, ci pentru fetele mele. Să aibă totul de-a gata, fetele lui tata. Și hop! De-o vrea bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate, să-mi văd fetițele mari și apoi măritate. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Să le văd la casa lor, nici
nici atunci n-ar vrea să mor. Să le fie bună soarta fetele lui tata. Mulțumesc frumos!